Straie de sărbătoare și-a pus astăzi orașul Orhei, care marchează 469 de ani de la întemeiere, dar și hramul Bisericii Sfântul Dumitru. Locuitorii și oaspeții municipiului sunt așteptați să petreacă de dimineață până seara târziu și să se simtă mândri de orașul lor, care potrivit autorităților locale este cel mai frumos și curat oraș din țară. Organizatorii au pregătit mai multe surprize pentru toți cei prezenți la sărbătoare. Manifestările dedicate sărbătorii hramului și aniversării orașului Orhei au început de dimineață cu o liturghie oficiată la Catedrala Sfântul Dumitru, urmată de marșul fanfarei și depuneri de flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu. Ulterior, în inima codrilor au curs felicitări adresate orheienilor. Urări de bine oamenii au primit și de la primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. Eu vreau să vă felicit cu ocazia hramului orașului nostru. Eu vreau să vă doresc multă baftă, sănătate și iubire. Orașul Orhei este cel mai frumos oraș din țara noastră. Și scopul nostru este să facem din Orhei cel mai frumos oraș din Europa. Și eu sunt sigur că noi vom face lucrul acesta. Cu un mesaj de felicitare pentru orheieni a venit și primarul nou ales, Tatiana Cociu. Vreau să vă asigur că și în următorii 4 ani vom merge cu aceleași proiecte de infrastructură și de dezvoltare a municipiului Orhei, pentru ca să devină și mai prosper, și mai frumos, și mai dezvoltat municipiul din țară. Cunoaștem că toată țara ne invidiază, ori acest lucru a fost demonstrat și în aceste alegeri din 5 noiembrie, când au concurat tocmai 16 candidați. Dragii noștri orcheieni, pe final vreau să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă, să vă doresc sănătate, prosperitate, belșug. Potrivit programului festiv, copiii și adulții au parte de multă surpriză în această zi specială. Orheienii, dar și oaspeții urbei, sunt răsfățați pe parcursul zilei cu gustări gratuite. Mii de porții de cârnăciori care au sfârâit pe grătarele încinse au fost împărțite gratuit celor prezenți la sărbătoare. Iar pentru cei mai mici oaspeți ai orașului a fost organizată o petrecere specială. La 3 strigăm sărbătoare! 1, 2, 3! Sărbătoare! Bravo, bravo, bravo! Dimineața, pe scena instalată în piața Vasile Lupu, a răsunat peste tot Orheiul, în premieră orchestra de fanfară a Bașcanului Găgăuziei. Orheienii, dar și oaspeții veniți la sărbătoare, spun că și-ar dori ca fiecare zi să fie ca cea de hram. Cu frumusețuri, mai de doamne, să mai ajungem vreo 20-30 de ani să ne bucurăm. Așa frumusețuri, noi în toată Moldova, așa că noi suntem foarte bucuroși. Păcat de zostare, frumos, frumos faci tot. Totodată, potrivit autorităților locale, la Orhei vor răsuna voci de talie mondială, dar și autohtone. De cu zi, formația Doredos de la noi va încânta publicul cu un concert care se promite a fi grandios. Ulterior, interpreții români nemuritori și Luis Gabriel vor evolua pe scena din Orhei, împărtășind din talentul și carisma lor publicului. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. O surpriză aparte a sărbătorii va fi prezența pe scena din Orhei a legendarului DJ al anilor 2000. Iar pentru finalul zilei, autoritățile locale promit un show cu focuri de artificii care va lumina cerul Orheiului.